Mamă, frate, m-am trezit acum. Mamă, cât am dormit, ce bine am dormit, frate. Mâna asta e puțin. Bă, de ce am mâna asta de mara? Bă, de ce? Marafa! 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 Unde ești? Oh, stai, să-ți că mi-e dar să-l trebuie să mă costrez acum repede. Apoi, mamă, stai. Bă, unde sunt hainele? Unde sunt hainele? Bă, ce faci? Bă, ce faci? Stai, că sunt în cameră. Nu intra, ai răbdare, dar să le că mă schimb și eu. Nu veni peste mine. Ce tot faci? Lasă-mă în pace, dar să le stai acolo. Ai răbdare. Ce tot vrei? Lasă-mă. Mamă, trebuie să mă costrez repede. Mamă, frate, am uitat că am adormit așa, bă, frate. N-a fost o idee bună să dorm, dar acum stai să mă costumez repede, că nu-ți mai poate așa ceva. Haolo, gata, frate, în sfârșit și m-am schimbat, gata. Hiu, mamă, ce bine, mamă, era să mă prindă, dar să și să termina totul, frate, nu trebuie să mă duc acolo. Ce cap, dar, ce vrei să faci, dar nu știi că se vede dacă te pui, dar că te izbești așa de așa, ia, dă-mie ăsta, să vezi cum se vede, dar să le dă-mie capul ăsta de lup de light, dar să le, și mai izbesc eu așa de ușă, cum te-ai izbesc și tu, dar să le amă, bă, tu vrei, da, gata, toate, dar să le, bă, de ce nu poți da un tine, dar să le, bă, dacă mai faci mișto, te dau afară din casă, ultima șansă, dar să le, dacă mai faci mișto, te dau afară, așa, gata, dar să le, așa, îmi pun ăsta pe cap și uite, dar să le, nu se vede cumva, nu-l vezi cumva, ia zi și mie, nu-l vezi, sta fix prin ușa, ia zi, chiar te-ai speriat pe unei? Hai că ești prost, bă, bune. Hai, mă, dar să le, Doamne, dar să le. Mă, dar ce faci, mă? Unde ai fost plecat ieri? Că nu te-am văzut toată ziua, dar să le. Ce tot ai făcut? Ei, a fost cu gagicile. Ce gagici, mă? Unde, mă, tu gagici? Mă, dar să le, să fim serioși. Tu cu gagici, mă, dar să le, pe bune, cum adică tu cu gagici? Bă, Rafa, fii atent, eu vreau să merg la Alice, bă. A venit Alice acasă, în sfârșit. Nu mai țipa așa, bă. Da, știu că a venit Alice acasă. Știu, a venit de ieri. Dacă tu ai fost plecat, dar să le, tu ce să știi, dar să le, că ai fost plecat toată ziua, mă. Dar unde ai fost tu plecat, zi, pe bune? Antena, bă, eu am fost la Ion acasă, m-am jucat Fortnite cu el. A, te-ai jucat Fortnite cu Ion, mă, dar tu nu ziceai că Ion nu e din oraș de aici? Bă, a fost în China la el, a fost la el în China, dacă și stă în China, mă, dar să-l ai fost în oraș la el, dar el unde stă? Stă foarte departe, stă foarte aproape, ar trebui să stea aproape dacă tot ai venit după o zi. Bă! Ah, ok, dar să hai că nu, da, că nu te mai las, bă, dar te las în pace, mai mă enervez, dar să hai, lasă-mă în pace, mă. Nu, bă, ce faci? De ce mă urmărești? Găi, fiatele, vreau să mă duc la el. Nu, bă, vorbește-mă ca lumea, bă, dar să te înțeleg, bă, dar, bă, ești nesimțit, mă, pe bune? Ok, scuze, de fiatele, bă, Rafa, eu vreau să merg la Alice, la Alisuca, cu mănușa. Mă, ce vorbești, mă, tu acolo, bă, dar să le, pe bune, amă, du-te la Alice, zici ce-mi spui mie, dar să le, du-te la Alice, hai, lasă-mă în pace, vezi că ia, bă, dar să le, vezi că ia mașina, că mă duc până în oraș, bine, hai, pa, ce fac, bă, ai blocat mașina, bă, dar să le, bă, ai blocat mașina, dar să le, ai blocat mașina în barcă, dar să le, ai, bă, ce că ai luat, bă, dar să le, ce, dar să le, fiți ar barca asta să fie, mă, dar să le, ține-ți rușine, mă, îți bajoc de mașină, mă, dar să le, știi că mașina asta, de fapt, e mașina ta, nu e doar a mea, e și a ta, așa, bă. Okay. Așa, da, asta e mașina noastră, s-o trasta, mă, dar să le, că deja, mă, lasă-mă pe bune, îmi pierzi timpul, hai, lasă-mă în pace să plec, dar să le, gata, că nu se mai poate cu tine, tu deja mă enervezi, hai, pa, bă, dar să le, pa, bă, dar, dă-te la parte, așa, Doamne, bă, frate, în sfârșit am scăpat, mă, dar stați puțin, că e o problemă la mijloc, frate, dar să le-a zis că, mamă, dar ce caută mașina asta, nu știu unde să mă mai duc, hai să mă duc prin partea asta, trebuie să ascund și eu mașina asta undeva, ca să nu știu, dar să-l seama, hai, colas eu undeva pe aici, mă duc eu fix aici, bă, dar ce-o fi pe aici, întrebarea mea fiind, ia să vedem. Bine, cred că sunt casele unor oameni, mamă, uite o căprioară, un cerb, ceva pe aici. Știți care este faza? Am înțeles de la Tarasel, deci am auzit bine, sper că am auzit bine, nu știu, scrieți, spuneți-mi și voi acolo în comentarii dacă am auzit bine sau nu. Tarasel a zis că a fost pe la gagici, mă, păi stai puțin, mă, cum să fac așa ceva, că Tarasel ar trebui să fie cu Mara. De fapt, stai puțin, că nu e împreună cu Mara, sunt prieteni, am dreptate, dar lui Tarasel mi se pare că chiar îi place de Mara și Mara practic îi de friendzone. Mara vrea să fie doar prietenă cu el și cam atât. Eu o să las mașina aici, o să mă duc repede acasă. Tarasel, dacă a zis că să ce la Alice, sperăm că e la Alice, asta este foarte bine că a plecat de acasă, mă duc repede acasă, mă costumez în Mara și după aceea trebuie să merg și eu la Alice ca să vedem cum o să reacționeze. Mă, dar stai puțin, trebuie să-l sun pe Darusel să vină acasă, să vină asta și după să mergem la Alice împreună ca să, nu știu cum o să reacționeze Alice când o să ne vadă că o să vin cu Mara, o să vină Mara practic cu Darusel și toată chestia asta. Deci ne mergem acasă acum, nu mai stăm la vorbă că deja pierde foarte mult timp, mergem acasă, ne costumăm și după aceea îl sunăm pe Darusel. Gata, am ajuns și acasă foarte, foarte bine. Din câte am observat, Darusel nu cred că e pe aici, vedem că nu e pe aici, n-am auzit
niciun sunet, dar să le cred că e la Alice, mi se pare că i-am și văzut de pe undeva pe acolo, nu știu, de asta puțin, dar nu, lasă, nu mă interesează astea. Mă costumez acum foarte frumos în Mara, după aceea ieșim afară, ne ducem undeva, nu mergem, de fapt mergem fix în fața casei ca să zicem că a venit Mara să-l sunăm pe Darcel, dar să-l sunăm la tine în fața casei și toate astea. O să vină Darcel aici, după mergem la Alice și să vedem cum o să iasă totul. Hai să ne costumăm și să vedem, chiar sunt curios, frate, chiar nu știu, scrieți-mi voi acolo în comentarii ce credeți că o să iasă astăzi. Bun, gata, m-am costumat foarte frumos, mergem la baie, ca de obicei să ne vedem în oglindă cum arătăm, dacă este totul perfect, dacă suntem fix Mara, ia mă să vedem, da mă, da, ne uităm așa din jur împrejur, suntem fix Mara, ok, acum mergem afară și să vedem ce face Darcel, bine să spunem că nu vine Darcel, trebuie să ne mișcăm rapid, fiți atenți, hai că ies pe undeva prin spate ca să nu mă vadă ieșind din casă, dar și dacă mă vede ca și cum aș fi ajuns la el acasă, toate chestiile astea de genul, deci mă pun undeva pe aici, o să stau aici, trebuie să-mi iau telefonul, am telefonul pe aici, ok, acum trebuie să-l sun pe Darcel, gata, ia să-l sunăm aici de pe Mara, 3-2-1 și amă, dacă răspunde și eu, s-ar fi bine. A, Darcel, alo, alo, ok, ne pregătim acum să vedem dacă ne răspunde Darcel la telefon. Da, ce vrei? Hai, da, Alice, hai, Alice, e micră, Alice, nu ești micră, da, Mara, ce e, ce vrei? Ce, Darcel, lăsă, pa, ce faci acolo? Nu știu, nu știu, nimica, mă atacă, cu sabia, ajutor, mă atacă. Darcel, cine te atacă, mă, Darcel, tu cu cine ești acolo, Darcel, ce tot faci acolo, că prin, te-am sunat, vorbești cu mine la telefon sau ce faci tu? Nu, lasă-mă, Darcel, eu sunt la tine acasă, tu, pa, bune, faci mișto de mine, eu am venit aici la tine, tu ce faci, mai, ce faci, ce tot faci, Darcel, mi-ai zis să vin aici și să te sun, tu ce tot faci? Acum vin, ajutor, ajutor! După ce că ești răcit, dar să le ai și scuipat în gură, nu știi să vorbești, nu știi să faci nimic. A, ce faci? Alice, gata, pe bune, lasă. Alice, ești nesimțită cu el, lasă, gata, Alice. Rău. Așa, Darcel, dar ce tot ai făcut ieri? Că te-am sunat, nu mi-ai răspuns absolut deloc. Pe fiate, eu am fost plecat la un prieten, la un prieten a fost plecat. Și ce ai făcut de la un prieten de vorbești așa? De fiate, a fost să... Termină, poți să termini, adică pe bune, lasă-l, că tu nu-l vezi cum e și el așa, dar lasă-l în pace, Alice, că vreau, acum stă și plânge acolo, Alice, tu ține-ți o rușine pe bune, adică să-l faci așa să plângă. Lasă-mă și tu, că nu merită atât atenție, hai să-te. Da, bine, Alice, mă, ce, Darcel, gata, Darcel, am vorbit cu Alice să te lasă în pace, acum, mersi, hai mă, gata, termină cu asta, că dacă noi nu mai vorbim și mă împrieteniți cu Alice, mă, stau cu tine nici eu, Darcel. Scuze, fii atâră, Mara, fii atâră, vreau ca tu să mergi pe unde, hai! Ce, n-am înțeles absolut nimic, Darcel, că tu nu știi să vorbești, Darcel, tu ce faci, mă faci să ghicesc cuvinte sau ce, tu zici, vreau ca noi să, ce, și după te oprești? Nu, vreau ca noi să mergem la bowling, yeeee! La ce să mergem? La bowling, 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 la
la bowling. A, la bowling, da, pe și, pe și, adică, de ce nu, nu ești Alice? Ei, lasă-mi pe aici, urâtă, are să la gure, hai, urcă, la pe urcă. Alice, ne plecă la bowling, hai și tu dacă vrei, vine și tu dacă vrei, da, să știi că, uite, că nu mai... Bine, hai, bă, să vin, vin și eu ce aveți. Trebuie să-ți iei mașina ta, Alice, tu de acasă, pa, ne vedem acolo, mă, ce fac, mă, ce fac? Dar să ai blocat, nu mai doare să le hai, mă, că îți bai așa cu papune. Ce tot faci cu barca asta? Hai că eu contă. Hai mă, gata, Tarsel, gata, termine. Adică, Tarsel, papune, hai mă, gata, lasă-mă, să merg. Hai, urcă odată, copiile, bă, Tarsel, așa, gata, hai să mergem. De ce apeși pe ea? De ce apeși pe ea, Tarsel? Cum apeși? N-am pus-o eu, ești nesimțit, hai, gata, hai să mergem la bowling, hai să mergem, uite, băi, sfidea pe aici acolo, ce să facem, fine, mă, da, ai stricat și mașina, ai stricat și motocicleta asta, pe bune, dar să că tu o faci așa, mă, dar ce-ai făcut tu ieri, Tarsel, poți să-mi spui și mie ce-ai făcut tu ieri? Pe fiatele a fost-o la un prieten, m-a jucat Fortnite, fiatele sunt foarte bun la Fortnite. Da, am văzut că de bune ești tu, Tarsel, la Fortnite, dar nu mai poți, Tarsel, tu ești mai bun jucător, bă, Tarsel, tu ești... Nici măcar nu știi cum să pune un perete și eu nu m-am jucat în viața mea și știu mai multe decât tine, Tarsel. Ce, bă, nu, dar nu, eu, că e Alice joacă urâta. Nu te-au înțeles, nesimțit. Ok, bă, așa, Tarsel, mă, dar tu ești prieten cu Alice, așa, sunteți prieteni buni? Da! Ok, hai să mergem așa, trecem pe aici foarte frumos, mara, la fiatina, aici, la stânga! Ce facem aici, că nu e bowling-ul aici? Oprește, fiatina! Oprește, fii antrenat, uite, vino. Așa, vin și ce, dar nu, lasă-mă să termine de vorbi, dar nu ser. Ok, vin aici și ce facem? Hai, mă, dar înțeles, ne simțit, hai, pleacă, lasă-mă că te trebuie să... Vino, uite, fii antrenat. Ce tot vrei, ce căutăm aici, dar nu ser, ce tot vrei, ce faci? Bună ziua, doamna, vreau să cumpăr, uite, motocicleta asta vreau să cumpăr, uite, asta, pe asta vreau, da? Mă, ce tu faci, ce tot faci, cum să zici tu motocicleta? O să vezi, fii antrenat, două serviete, ok. Să știți că el este un copil mic și nu-l credeți, adică își face el voce acum să crede și mic, așa se crede acum, uitați aici, astea, da, mulțumesc. Da, se crede foarte important, mă, Tarsel, bă, dar poți să nu-ți mai, poți să vorbești cum trebuie, Tarsel, că nu, oricum nimeni nu te crede, când te vede la felul în care arăți, Tarsel, nimeni nu te crede, că pe bune, da, așa, păi acum, a, păi și merge cu motocicleta asta, hai, Tarsel, hai să mergem, hai să mergem, Da, la bowling, gata, ia, picia, banane, uite, vitare. Bă, nu înțeleg unde s-a dus, dar băi, dar e prost rău pe bune, frate, nu înțeleg, bă, mă enervează la culme, chiar mă enervează, eu m-am dus aici la bowling, da. Nu, unde e Alice, mă, ce te faci? Tarsel, unde e Alice? Lasă, nu-mi pasă, hai rapid la bowling, hai la bowling. Hai să mergem, ok, gata. Hey! Hai să ne distrăm foarte frumos, hai, Tarsel, plătește, da, tu plătești, eu. Hai să ne jucăm, Tarsel, ia, 3, 2, 1 și, hai, 3, 2, 1 și, gata, da, bravo, ok, cât de tare, hei, aici, Tarsel, tu aici, hei, te faceți, cum va e viața? Ce? Dar tot aici, aici trebuie să dai, Tarsel, trebuie să dăm doar aici, ce tu faci? Doamne, Tarsel, bă, dar nu știi să te ieșești în loc, bă, Tarsel. Tu de aici, Alice! Du-te, bă, de aici, e rândul meu! Stai puțin, Alice! Așa, mersi de burgeri! Alice, nu mă face să simt, dar să-l termină! Alice, stai puțin, Alice, poate... Așa, să mă dai cu mine, brătață! Alice, stai puțin, vin aici, Alice, lăsați-mă, nu mai faceți așa, Alice, tot e pe linia a doua, că noi ne jucăm aici, că am început jocul ăsta deja și în doi, deja e început, Alice, tu trebuie să duci acolo, să te joci singur până termină noi ăsta, bine? Alice, doamne frate, deja mă doare capul, mă doare gâtul, nu mai pot să mai vorbesc, frate, cu ăsta, deci uitați-vă la aici, tot fac, mă, ce...
În sfârșit. Așa, hai, acum putem să facem și noi bowling. Ce putem să facem? Așa, ce să facem? Putem să ne jucăm bowling, hai. Să ne jucăm bowling, băi, hai că mă mai joc, dau o singură dată, că nu mai am chef așa de bowling. Vreau să, nu mai place, mă, dar unde e Tarasel? El a zis că ne lasă pe noi de acum și, na. Le-am spus pe toate. Ia uite, ai câștigat. Da, palis, pa, eu mă duc. Ok, hai să mergem așa. Stai să dau și eu. Ce? Stai să dau și eu la popice. Alice, ce te faci? L-am trimis înapoi în lumea lui. Bine, Alice, hai că eu plec. Pa, Alice, pa, ne mai vedem altă dată. Ne mai vedem, da, gata, ne mai vedem. Pă, bune, hai să mergem așa foarte frumos. Mamă, mie milă, sincer, de Alice acum. Ceea ce facem, adică, uite, că am plecat și așa. Dar vreau să vedem cum reacționează ea când vede că nu prea băcăm așa în seamă. Sau ce zice ceva. Alice, stai puțin, Alice, hei. A plecat, Alice, pă, bune, cred că s-a supărat, mă, frate. Cred că s-a supărat pe mine. Nu înțeleg, cred că s-a supărat pe Mara, de fapt. Adică, mă, ce fac? Mă, e acolo? Mă, îmi se pare că s-a făcut. Bă, ce-ai făcut cu mașina? Alice, ce-ai făcut aici? Ce-ai făcut cu mașina? Ce? Nu, nimica, trebuie să fac ceva, pa. Alice, stai puțin, că vreau să vorbesc ceva cu tine, Alice. Uite, Alice. Mă, Alice, așa mă, Alice, dar de ce tot pleci? Ce tot faci? Unde te duci? Dar lasă-mă, bă, n-ai văzut că toată ziua nu m-ați băgat în seamă deloc. Deja nu mai am chef, nu mai. Adică, cum adică nu te-am băgat în seamă deloc? Păi da, uite, când am venit eu să mai joc acolo, bowling, ați plecat, ce să mai fac? Nu, păi, dar te-ai luat la certă cu Tarasel, cum adică am plecat? Păi da, ai plecat. Când am plecat? Că te-ai luat la certă cu el. Păi da, dar totuși ai plecat când trebuia să jucăm noi. Păi da, și cum puteți? Cum ne mai jucăm noi? Eram doar noi, nu mai era Tarasel, că l-ai făcut să plece. Păi da, numai noi. Păi da, trebuia să fii și Tarasel, că așa era vorba. Păi da, o dispărut. Păi da, Alice, hai mă, păi, adică și tu te-ai supărat de treaba asta? Da, mă, lasă-mă în pace. Ei, Alice, ce tot faci? Uitați-l, Alice, a intrat cu mașina pe acolo, e clar. Bă, deci Alice s-a supărat, bă, frate, chiar s-a supărat. Mimina așa puțin, de ea, da, o să vadă ea, să fie tot frumos. Hai să mergem repede acasă, ne ducem foarte frumos în partea asta. Și da, mă, ce... Mara, fiatră, Mara, fiatră! Acum s-a aplicat Alice? Ce tot faci? Mara, fiatră! Ce tot faci? De ce stai cu mâinile așa? Tu crezi că impresionezi pe cineva ce ești bătrân și tot de răsele? Nu, dar fiatră, acum că a plecat Alice, eu să ne jucăm bowling! Hai că mai aveam chef, dar să ne mai jucăm. Chiar ai dreptate, foarte frumos. Hai, bă, dar să hai, dar plătește odată, plătește, hai, tata, dar lasă-mi pe mine, lasă-mi pe mine, lasă-mi trei. Deci aici erați. Bine! Vă mai jucați bowling, da? Bine, lasă așa. Bună, Alice, stai puțin. Mă, ce fac? Alice, de ce? Mă, Tarasel, dar să știi că nu e frumos ceea ce facem. Adică, eu i-am zis lui Alice că nu o să mă mai joc bowling, că plec acasă, că ea voia să se joace cu mine. Și nu e frumos ce fac acum, că ea m-a văzut aici și uite, s-a supărat Alice. Aha, ok, nu-mi pasă, fiantele. Alice e foarte rea, bă. Fiantele, Alice e foarte rea. Alice, a dat fug la casa mea, la dinerul meu. Ține da, mă, foc. N-ai foc la nimic, Tarasel. De ce minți? Dar nu, fiantele, gen, ea mi-a dat în trecut. Mi-a dat foc mie, a dat foc la școală. A venit cu birou. Da, ți-a dat foc ție, să și vede. Ești foarte arzut, Tarasel, care tu stai dezbrăcat ca fraierul, Tarasel. În fine, hai să mergem acasă, mă, Tarasel. Hai, Tarasel. Hai. Trebuie să ne vedem atunci, știi? Da, ai chestia că nu prea am cum acum, dar na, o să văd eu când ce și cum fac, pentru că na, am venit aici cineva și trebuie să mai stau pe aici. Dar oricum o să mai vin eu, nu știu, cred că o să stau vreo lună sau că, na, nu mai pot aici deja. E enervant tare. Na, o să văd cum fac și ce fac. Alice, ce faci aici? Ia uite, ce faci mai aici? A,
Așa, ce? Ce faci, Alice? Mă auzi? Alice, vorbești cu mine? De ce nu mă bagi în seama? Ce vrei? De ce nu mă bagi în seama, Alice? Păi, ce vrei? Păi de ce nu mă bagi în seama? Păi, ideea. Așa, pentru că nici tu nu mă bagi în seama. Cum adică nu te bagi în seama? Ia, zi ce? Ia, du-te de aici. Mai am mandar o serie nesimțit? Bă, nevașa are gust bun. Fii antenă, fii antenă. Bam, bam și bam. Alice, uite, îmi pare rău că, adică, ți-am spus, într-adevăr, ți-am spus că nu o să mai vin aici la bowling, dar l-am văzut pe Dariusele pe aici și am zis să mai stau cu el, că era la bowling aici. Da, da, bine, hai, gata, că deja am auzit destule minciuni de la tine. Ce, adică? Adică nimic, lasă-mă. Aia, mă, dar să caută, termină cu prostiile astea, crezi că ești amuzant dacă îți folosești invizibilitate și de-asta de-ai învățat, nici, mă, Alice, și cu tine, adică face cu tine acum, dar de unde am învățat tine chestii? Le știu și eu, gen, dar na. Ok, Alice, dar așa, termină dată, gata, Alice, să știi că îmi pare rău, da, ți-am spus, dar să era aici la bowling și am rămas cu el, că mi-a zis să le mai jucăm și astea. Da, bine, hai să zicem că te iert acum, Anana, plec. Ok, mă, dar să stai puțin, dar să-l, am supărat-o pe Alice, cred că, nu știu, e foarte, uite-te că e supărat, acolo e, cred că, nu știu, crede că nu mai bagi în seamă, nu mai bag nicio în seamă, cred că e gelosă. Nici nu mă bag în seamă. Hai că, bă, bune, uitați-o la Daresel acolo, s-o duce și ce face, mă, frate, ia mai, ne mai duce, s-o lua la bătaie, fii la sfica, dar fiecare dată, nu știu, scrieți-mi dacă vreți să vedeți partea următoare la acest episod, să vedem ce se mai întâmplă între Alice, Daresel și Kumara, chiar sunt curios. Scrieți-mi acolo în comentarii dacă vreți să mai facem partea a treia, să vedem partea următoare, bine, nu neapărat partea a treia, e o parte, așa putem să zicem așa, că ar fi partea a treia dacă s-a întâlnit Mara, practic, cu Alice pentru prima oară, dar scrieți-mi voi acolo în comentarii cum vrem să facem, dacă mai vrem să mai vedeți formula aceasta între Daresel, Mara și cu Alice și trebuie să o împăcăm pe Alice, frate, că deja nu se mai poate, vedem că s-a supărat destul de rău, sincer. Dar da, scrieți-mi în comentarii dacă vreți să vedeți și partea următoare. Dacă te-ai uitat până la final, scrie în comentarii cuvântul final și lasă un comentariu cu partea ta favorită din clip, iar tu activează clopoțelul de notificări pentru a fi la curent cu ce și când postezi.